Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint un subiect inedit. Pare incredibil, dar în minutele următoare vom afla că se pot înregistra voci, sunete și orice alte informații care pot fi audiate pe bandă magnetică, fără a folosi vreun aparat de înregistrat, ci numai cu puterea minții. Este vorba despre conceptofonie, un fenomen prin care vocile spiritelor sau ale fantomelor se fac auzite în zgomotul alb al aparatelor de radio. Vocile de dincolo. Cum îi auzim pe cei morți? Comunicarea cu tărâmul de dincolo a reprezentat dintotdeauna una dintre cele mai populare teme ale poveștilor horror. La fel ca majoritatea legendelor și istoriilor, și aceasta are un sâmbure de adevăr științific, și anume comunicarea dintre oameni și fantome prin intermediul semnalelor radio. Fenomenul are și un nume specific, conceptofonia sau fenomenul vocii electrice, EVP. Tot ce aparține vieții materiale are un corespondent în viața nevăzută, sau mai bine zis, sistemele de dincolo, de vizibil, au fost copiate în vizibil și culmea este că noi credem în copii, neglijând existența originalelor. Puterea psihicului asupra benzii magnetice poate produce o magnetizare variabilă, care apoi, la redare, se transformă în unde acustice. Astfel se poate defini fenomenul psihokinezic, cunoscut sub numele de conceptofonie. Această denumire vine din latinescul conceptio, care înseamnă idee, gând, și grecescul phon, care înseamnă sunet. Acest fenomen paranormal mai poate fi întâlnit și sub numele de psihofonie, voci paranormale, voci pe bandă de magnetofon, voci din spațiu, voci electronice, efect Jurgenson sau vocile Raudiv. Mulți oameni de știință au încercat să stabilească un soi de punte cu lumea cealaltă, folosindu-se de diferite dispozitive tehnologice. În 1920, Thomas Edison a avansat ideea că eul nostru, transferat în lumea de dincolo, își păstrează abilitatea de a influența materia chiar și din acel loc. Dacă așa stau lucrurile, atunci echipamentele senzitive ar trebui să poată înregistra aceste efecte, doar că trebuie inventate. Efectul Jurgenson și vocile Raudiv au împrumutat numele a doi pionieri ai acestui domeniu, și anume pictorul și regizorul suedez Friedrich Jurgenson și psihologul german de origine letonă Constantin Raudiv. Friedrich Jurgenson, un documentarist suedez, este unul dintre cei mai faimoși cercetători ai vocilor electrice. El a înregistrat accidental, pe bandă magnetică, vocile rudelor sale decedate. Doctorul Constantin Raudiv, psiholog, a fost adeptul și susținătorul lui Jurgenson. Împreună au derulat numeroase experimente, iar Raudiv a înțeles în scurt timp că cele mai bune rezultate pot fi obținute atunci când procesele de înregistrare sunt acompaniate de zgomot alb. El credea că morții folosesc cumva acest zgomot, transformându-l în sunetul vocii lor. Conform parapsihologului Constantin Raudiv, care a popularizat ideea, vocile auzite sunt relativ scurte, un singur cuvânt sau o propoziție scurtă. Alți autori au susținut că au auzit aceste voci pe diverse aparate, inclusiv aparate radio, televizoare, casetofoane, videocasetofoane și aparate digitale de înregistrare, și uneori sunt răspunsuri la întrebări formulate în timpul unei discuții. Comunitatea științifică ignoră fenomenul de voce electronică sau electrică, iar acesta este studiat de câțiva parapsihologi și mai adesea cercetători amatori lipsiți de dotările și experiența necesare pentru a efectua cercetări științifice. Rezultatul este absența documentației privind fenomenul de voci electronice în lucrări științifice. În 1959,
Jurgenson a înregistrat pe bandă de magnetofon trilurile unei păsări de noapte. La redare, după ascultări repetate ale benzii, a deslușit cu surprindere o voce neînregistrată în mod normal. Era vocea unui bărbat care mormăia în limba norvegiană ceva referitor la acele păsări nocturne. La final s-au mai auzit sunete asemănătoare țipătului unui bâtlan. După această descoperire au fost făcute în continuare înregistrări, la care în timpul redării s-au evidențiat numeroase voci, unele dintre ele dorind să comunice cu el. În anul 1964, materialele adunate din experimente au fost publicate în volumul Voci din spațiu și vândute alături de înregistrările sonore document. Aceste informații au stârnit un curent stimulator pentru astfel de experimente. Cele mai importante rezultate le-a obținut Constantin Raudiv, care în numai 3 ani a înregistrat aproximativ 72.000 de voci, făcute cunoscute în 1969 prin volumul Inaudibilul devine audibil, însoțit de asemenea de înregistrările sonore realizate. La fel ca în psihofotografie, obținerea sunetelor din paranormal se poate realiza în mai multe moduri. Jurgenson le-a catalogat astfel. În mijlocul unei mese se așează un microfon conectat la un magnetofon. În jurul lui, mai multe persoane discută fără grabă, cu pauze și punând întrebări. La redare, câteodată, în timpul pauzelor, se pot auzi voci extra, care comentează pe marginea conversației și răspund la întrebări. Într-un alt mod, magnetofonul se conectează la un aparat de radio prin cablu de înregistrare. Apoi se caută la radio o frecvență aflată între două posturi, auzindu-se astfel doar un zgomot de fond. La redare, pe banda de magnetofon, câteodată, pot fi auzite voci extra care se adresează celor prezenți sau care transmit mesaje. O altă procedură, în fața unui aparat de radio se așează un microfon conectat la un magnetofon. Se reglează radioul între frecvențele a două posturi, auzindu-se doar un brum și se înregistrează. La redare, câteodată, este posibil să fie auzite voci extra ce comunică mesaje, se adresează unor persoane, fac unele comentarii sau răspund la diverse întrebări. Vocile extra, despre care scrie Jurgenson, sunt la fel ca imaginile extra de la psihofotografie, care însoțesc imaginile normale, niște voci care apar pe banda audio fără să fie auzite în momentul înregistrării. Acestea transmit informații mai mult prin undele radio. Este exclusă posibilitatea ca ele să fie recepționări ale unor posturi de radio care să intre accidental pe această frecvență. Câteodată aceste voci sunt însoțite sau chiar acoperite de paraziți, pognituri, fluierături, zgomot de stradă, aglomerație, muzică, tren care se deplasează, ele auzindu-se cu intensități și clarități diferite. Banda trebuie audiată cu atenție, căci uneori se aud doar niște șoapte, cuvinte desprinse dintr-un murmur abia perceput al unei voci sau al mai multor voci simultane. Cuvintele pronunțate de vocile extra sunt adesea incomplete, comprimate, cu frânturi de fraze spuse, combinând mai multe limbi, parcă exprimate sub formă telegrafică. Limbile folosite sunt cele pe care le vorbesc participanții la acest tip de experiment. Astfel, Constantin Raudiv, stând cu un pahar de vin în față, a înregistrat prin microfon un mesaj format din cuvinte spuse în limbile germană, suedeză, engleză și spaniolă. Bună seara vouă, aș dori să beau vinul vostru. Aceste voci extra pot fi ale unor persoane cunoscute sau anonime. De multe ori vocea se recomandă și apoi transmite mesajul dorit. În cazul în care vocea aparține unei persoane prezente la experiment, înregistrarea se numește autofonie, iar în cazul când vocea aparține unei persoane decedate, se numește defunctofonie.
cei doi, Jurgenson și Raudiv, au înregistrat voci extra ale unor persoane decedate, acestea fiind rude, prieteni, cunoscuți sau personalități precum Goethe, Tolstoi, Nietzsche, Stalin, Hitler, Churchill sau Kennedy. Se fac referiri și la viața de dincolo. Unele voci oferă chiar ele detalii tehnice și variante pentru înregistrări la anumite ore și pe anumite frecvențe radio. Studiind acest tip de înregistrări, inginerul austriac Franz Zeidel a inventat un aparat special pentru astfel de voci extra, numit psihofon. Cercetările făcute asupra înregistrărilor lui Jurgenson și Raudiv au evidențiat la redare cuvinte și fraze ale celor prezenți la înregistrări, dar care nu au fost rostite, acestea reprezentând gândurile lor neexprimate prin voce. Vocile făceau foarte multe referiri la al doilea război mondial, tema preferată de cei doi. Unele voci extra au transmis și mesaje premonitorii. Iată un exemplu de asemenea mesaj înregistrat la 18 iunie 1974 de englezul Raymond Carr, specialist în aparatură pentru ascultat. Vocea extra, necunoscută lui, i-a spus în limba engleză: Raudiv, om din stejar, în groapă cu tine. Carr, intrigat, a trimis copiile acestui mesaj altor trei cercetători. A fost apoi șocat peste trei luni la aflarea veștii că Raudiv, în vârstă de 63 de ani, a murit subit. Magnetofonul, radioul, microfonul și difuzorul sunt aparate fizice și respectiv traductori care folosesc frecvențe ce aparțin nevăzutului. Lumea spirituală, nematerială, poate comunica cu cea materială prin frecvențe ce fac parte din acest domeniu al invizibilului. Intrând în rezonanță cu acestea, prin extrasenzorialitate, psihicul uman poate schimba informații cu lumea nevăzută. Magnetofonul este un aparat cu care se pot înregistra și reda sunete, cu ajutorul unui microfon și respectiv unui difuzor. În cazul unei înregistrări normale, vibrațiile aerului produse de undele acustice fac să vibreze membrana microfonului. Aceste vibrații se transformă apoi în semnale electrice variabile de către microfon, care, amplificate, ajung la capul de înregistrare al magnetofonului. Acest cap este, de fapt, un electromagnet care produce pe bandă magnetică, ce trece prin fața lui în mișcarea sa, o magnetizare variabilă conformă cu semnalele electrice variabile din microfon. Dacă înregistrarea se face direct de la alt aparat radio, pick-up sau alt magnetofon, se preia direct semnalul electric neconvertit de la acestea, care apoi se înregistrează prin capul magnetic pe banda magnetică. La redare, banda magnetică, în timpul înregistrării, trece prin fața unui cap de redare, care este un electromagnet. Fluctuațiile magnetice de pe bandă producând prin acest cap o tensiune de inducție. Aceasta este apoi amplificată și transformată în unde acustice cu ajutorul unui difuzor. El transformă, de fapt, variațiile de curent sosite, amplificate, în vibrații ale membranei sale. Înregistrările făcute cu voci extra sunt posibile prin impresionarea directă a benzii magnetice, producându-se direct variații ale câmpului magnetic de pe ea sau prin intrarea pe frecvența de lucru pentru înregistrarea microfonului, transmițându-se astfel mesajele care apoi se înregistrează pe bandă, ori prin intrarea în rezonanță cu frecvența pe care se află aparatul de radio, comunicarea mesajului apărând pe această frecvență, fiind materializat apoi auditiv cu ajutorul difuzorului. Persoana extrasenzorială căreia îi se înregistrează vocea intră în acel moment în rezonanță, prin psihic, cu frecvențele aparatelor de înregistrat, la fel ca entitățile spirituale care se fac auzite prin voci extra. Deci, omul are în el posibilitatea de a emite și recepționa informații în benzi de frecvențe ale lumii spirituale.
dar și lumea spirituală poate folosi frecvențele lumii materiale pentru a-și evidenția existența sa de dincolo de vizibil. Cu alte cuvinte, această lume paralelă poate folosi în acest scop ca traductori pentru comunicare aparate ce activează în domeniul undelor auditive. Ca pentru orice fenomen paranormal, cercetătorii au făcut verificări pentru a stabili doar autenticitatea desfășurării lui, deoarece cauza apariției sale nu poate fi explicată științific. Echipe de experți electroniști au adus pentru aceste experimente magnetofoane noi, verificate amănunțit, și benzi magnetice sigilate. Rezultatele au fost clare, voci extra și-au anunțat prezența pe benzi. În ședințele organizate de Jurgenson, o echipă de experți electroniști a folosit două magnetofoane, fiecare cu microfonul său. După înregistrări, la redare au fost puse în evidență voci extra numai pe banda unuia dintre magnetofoane. Deci acțiunea directă s-a realizat în interiorul sistemului de înregistrare sau asupra benzii magnetice. Cu ajutorul unui sonograf, s-au efectuat măsurători în timpul experimentului, în jurul microfonului, pentru a se pune în evidență vibrațiile aerului produse de undele acustice. Diagramele frecvențelor de redare au confirmat prezența vocilor extra, precum și absența corespondentului sonor al acestora din momentul înregistrării. În 1971-1972, studentul englez Ellis a primit o bursă specială de la Universitatea Cambridge pentru a cerceta originea vocilor extra. Rezultatele au arătat că vocile pot fi paranormale, dar există și posibilitatea ca acestea să provină de la voci umane obișnuite. Împreună cu doctorul Raudiv, a înregistrat vocea comentatorului de la Radio Luxemburg. S-a constatat atunci că eterul era săturat de unde herțiene și s-a presupus că în anumite condiții, magnetofonul ar putea funcționa ca receptor, înregistrând în mod neașteptat emisii de unde radio. Dar înregistrările aveau mesaje nominale care nu puteau fi transmise prin radio, căci nu s-au purtat conversații între crainicul de la radio și ascultători, mai ales că erau într-un limbaj telegrafic și multilingv. La Londra, la data de 12 decembrie 1969, experți electroniști împreună cu Raudiv au stabilit că, dacă două rezultate sunt pozitive, se poate considera experimentul reușit. Pentru început s-a cerut să fie numită o persoană prezentă. La redare, o voce extra a spus în limba engleză, Raudiv este acolo. Apoi s-a cerut să se răspundă unei solicitări. Un participant și-a exprimat atunci dorința de a-l asculta pe un prieten de-al său decedat, care se numea Ștefan, vorbind rusește. Redarea conținea o voce care a comunicat în limbile germană și rusă. Aici este Ștefan. Coste nu ne crede. E foarte greu. Îl învățăm pe Petru. Este susținută teoria că vocile extra, identificate aparent sau neidentificate, ar reprezenta componente de dedublare a personalității subiectului, comunicările transmise fiind exteriorizări ale unor elemente informaționale stocate la nivel inconștient și exteriorizate în mesaje prin cuvinte existente în memoria acelui subiect. Acest lucru ar fi susținut în cazul persoanelor în viață. Pentru cele decedate însă, știința mai are încă de săpat. În concluzie, este vorba despre autodecepționare sau este realitate? Un experiment simplu poate să facă lumină. Nu sunt necesare decât un aparat radio AM sau FM cu funcție de înregistrare și o pereche de căști pentru a putea asculta vocile electronice. Se ia o casetă audio virgină, se introduce în aparatul de radio, iar căștile se montează pe urechi. Apoi se pornește aparatul și se caută frecvențe fără acoperire. Se intră într-o stare de relaxare, înregistrarea este pornită și li se cere verbal morților să vorbească. Încercarea interceptării vocilor în timpul înregistrării nu este de vreun folos.
Acest lucru nu se va întâmpla. 3 până la 5 minute mai târziu, înregistrarea trebuie întreruptă și caseta derulată înapoi. Se procedează la ascultarea înregistrării cu volumul reglat inițial la 20%, apoi la un nivel mai confortabil. Concentrarea trebuie îndreptată mai ales asupra sunetelor statice, față de care urechea trebuie să se obișnuiască pentru a detecta momentul în care omogenitatea sonoră este vag perturbată. Atenție! Atunci când se ascultă pentru prima dată înregistrarea, ar trebui observate momentele sunetelor neobișnuite. A doua oară, aceste momente să fie studiate cu atenție, apoi ascultate iar cu atenție mărită asupra celor mai suspecte pasaje. Subiectul va observa un lucru bizar. Cu cât ascultă mai mult înregistrarea, cu atât momentele suspecte se vor auzi mai clar, ca și când s-ar dezvolta. Totuși, nu trebuie trase concluzii premature de vreme ce aceste sunete pot avea origini explicabile. În mod normal, asemenea experimente presupun prezență de spirit și curaj. Mă opresc aici, dragi prieteni, atât despre vocile de dincolo și cum putem să-i auzim pe cei morți. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pe curând!